Șunci reformate, carne injectată, arome artificiale pe care ei le numesc identic naturale. Ce se întâmplă? Salutare, oameni minunați! Vă mulțumesc că ați ajuns aici pe canalul meu de YouTube și vă rog să stați până la final, pentru că ceea ce am să vă dezvălui despre industria alimentară este absolut revoltător. Căutând niște ingrediente pentru unele din preparatele vegane la care lucram, am dat peste un site. Aparent e o firmă, nu vreau să dau numele pentru că nu, acest video nu este un atac sub nicio formă asupra unei firme sau alteia. Este pur și simplu o dezvăluire a ceea ce se întâmplă în spatele industriei alimentare din România și probabil din lume. Vreau doar să vă prezint ce stă la baza produselor care ajung în supermarket și de acolo la noi în farfurii, pentru că noi suntem consumatorii finali, noi le achiziționăm și este foarte important să știm lucrurile acestea, pentru că noi facem achizițiile de bună credință și cu cea mai mare încredere că ne sunt vândute niște lucruri bune, atât pentru sănătatea noastră, cât și din toate punctele de vedere. Deci nu suntem mințiți. Aici avem site-ul unei mari companii, după cum se poate vedea, vinde produse pentru industrializarea cărnii, industrializarea laptelui, baruri și restaurante, etc. Ce mi-a atras atenția sunt produsele pentru industrializarea cărnii și a laptelui, din evidente motive. Când vine vorba despre industrializarea hranei noastre, puțini avem cu adevărat idee ce se întâmplă în aceste locuri care par a fi de altfel fictive, unde se produce și de unde ajunge mâncarea noastră în supermarket și apoi în farfurile noastre. Și nu vreau astăzi să intru în tot procesul din spatele lor și să mă opresc asupra anumitor chestii de natură civică și morală, cum ar fi transparența, informarea corectă a noastră, a populației, de către cei care ne vând produsele, dar în special mâncarea. Fiecare din noi, în funcție de posibilități și de informațiile pe care le deține, încearcă să își mențină un stil de viață pe care el îl consideră sănătos și o alimentație care să-l mențină departe de boală. Nu cred că careva din noi, în bună cunoștință de cauză, ar dori să-și compromită sănătatea în defavoarea alimentației. Acum poate unii dintre voi o să ziceți: a, păi tu ești vegan, ce te interesează că doar vrei să promovezi veganismul tău și... Nu, mă interesează, toți suntem frați aici, nu suntem inamici, nu suntem două grupe, vegani, nevegani. Dacă este ceva la substratul, în partea, dacă partea vegană închide ușile undeva și vrea să ne vândă ceva, voi fi la fel de implicat, pentru că, adică, veganismul este despre iubire față de animale și față de oameni. Nu poți să pretinzi că iubești un animal dacă nu-ți iubești aproapele, dacă nu-ți iubești fratele, adică e oarecum ipocrizie să spui că poți să iubești un animal, dar nu poți să-ți iubești aproapele. Nu există așa ceva. În primul rând, trebuie să înveți ceea ce e iubirea și să știi ce semnifică ea și atunci să o identifici cu aproapele tău sau cu un animal. Dar așa că nu este despre... Eu sunt revoltat și pentru că am fost... Nu am fost vegan tot timpul și am fost mințit la fel cum sunteți voi acum și nu îmi convine. Nu cred că putem să construim o societate sustenabilă care să continue să trăiască în armonie și în iubire fără să punem bazele unei transparențe și să ne înțelegem și să ne iubim unii pe alții cu diferențele și asemănările noastre.
Așa că haide să vedem despre ce e vorba, de ce am descoperit, descoperirea mea, ca să, dacă ne uităm puțin la grupa de produse de pe acest site, pentru industria cărnii, putem citi că este vorba despre amestecuri de condimente și aditivi, stabilizatori, conservanți, antioxidanți, coloranți, arome, aditivi, proteine. Adică de aici putem conchide că industria cărnii folosește toate acestea în procesul de producție. Dar haideți să vedem mai exact despre ce este vorba. Soluții tehnice pentru industrializarea cărnii. Zic ei, pornind de la particularități de gust, culoare și aspect solicitate de clienți, am încercat să oferim rețete optime create de specialiștii noștri, bazate pe amestecuri proprii de condimente și aditivi pentru realizarea unor preparate de înaltă calitate. Produsele pe care le oferim pentru industria cărnii pot fi clasificate astfel. Amestecuri de condimente și aditivi. Aici intră mixuri pentru injectare și șunci reformate, mixuri pentru salamuri și cărnați, mixuri pentru produse proaspete și baițuri, mixuri pentru salamuri crude și uscate, stabilizatori, conservanți, antioxidanți, protecție, coloranți pentru interior, coloranți pentru... Nu-i bună culoarea, trebuie să facem o altă culoare, să o schimbăm, să o colorăm, pac, 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 bun. Am înțeles. Coloranți pentru exterior, alt coloranți. Nu știu de ce trebuie să colorăm un produs care ar trebui să fie teoretic natural, dar hai să-l colorăm. Și zic ei, coloranți și natural. Bun, hai că adăugăm și coloranți natural, că nu ne place pur și simplu culoarea produsului. Aici revin oare cu întrebarea care mă macină și pe mine. De ce trebuie colorate? De ce trebuie aditivate? De ce trebuie să făcute să arate într-un fel atrăgător? Ia gândiți-vă. Credeți că este normal să trebuiască să intervine industria în a vă minți că un anumit produs arată într-un anumit fel? Să-l mențină să-i mențină aspectul prin intervenții din astea de injectare și reformare și timirce, arome și extracte de condimente. Arome identic naturale, identic. Adică nu sunt naturale, dar identic cu cele naturale. Mă rog. Extracte de condimente naturale. Aditivi, proteine, fibre, mixuri și aditivi. Aici mai intră, ajungem și acolo un pic mai târziu. Hai să vedem acum despre mixurile pentru injectare. Funcție de procentul de injectare dorit, cât și de materia primă folosită la realizarea specialităților din carne, am elaborat diferite rețete de injectare, astfel încât să acopere toate solicitările și să ofere calitate ridicată produselor finite realizate. Pentru că produsele finite nu sunt suficient de bune, trebuie să le realizăm, să le re-realizăm oarecum, pentru că animalele care și-au dat viața pentru respectivele produse nu au furnizat suficient de bună calitate în părțile lor componente care ajung, mă rog. Unde rămân? Putem oferi atât mixuri pentru injectare pentru carne crudă, cât și mixuri de injectare pentru specialități. Deci acum, nu doar pentru carnea crudă se injectează cu aceste mixuri, ci și specialitățile, adică, mă rog, chestiile afumate, bănuiesc. Hai că vedem despre ce e vorba. Caracteristici.
Hai să vedem ce caracteristici au aceste mixuri. Pudre omogene cu miros specific și gust subtil condimentat. Nici nu știu ce să spun despre asta, pentru că nu-mi dau seama ce pudre pot să fie acestea care trebuie injectate. Mă rog. Conțin aditivi ce împiedică oxidarea și schimbarea culorii preparatelor atât la exterior cât și la interior. Nu știu, cred că merge mai departe. Măresc capacitatea de hidratare și de retenție apei. Deci, ca să nu piardă din apă sau ca să o mărească, ca să crească în greutate. Deci continuă oarecum să mintă populația și să vă spună ceva, să vă vândă ceva care nu este real, care este contrafăcut, deci este... Stabilizează emulsiile. Bun, astea nici nu mai are rost să povestim, pentru că asta e vorba de emulsia care se realizează pentru injectare. Deci tot mixul acela stabilizează. Împiedică transformarea de culoare. Evident că dacă nu e proaspătă, respectiva carne se va oxida și va pierde din culoare. Mă opresc aici pentru partea întâi, că dacă nu va fi prea lung, o să fac și partea a doua, în care vedeți că mai urmează multe chestii care nici nu aveți idee cât de nebunie sunt, care pur și simplu eu nu le știam și am mâncat practic 10 de ani carne și probabil nici voi nu le știți, adică mă cam îndoiesc să știe cineva că nu e... cam ascunsă treaba, adică e cam... După cum putem vedea și după cum am descoperit, dacă o carne are nevoie să fie în felul ăsta injectată și adăugate chestii și menținută într-un anumit fel, în aspect, lucrat la aspectul și culoarea ei, vă puteți imagina că nu e limpede la mijloc. Deci ceva e putred acolo. Adică nu trebuie să fii geniu să-ți dai seama că nu e în regulă ceea ce se întâmplă. Dar puneți-mi părerea voastră. Voi ce credeți? Ați auzit informațiile astea? Lăsați-mi în comentarii ce ziceți de nebunia asta. Ajutați-mă că o să fac video 2 și o să interacționez. Vreau să interacționez cu voi. Lăsați-mi comentarii să interacționez în partea a doua, să răspund la întrebările voastre, la dacă știți voi mai multe chestii, lăsați-mi în comentarii ca să pot să le spunem, să le comunicăm tuturor. Orice idee aveți, comentarii, nu uitați, dați like ca să meargă, distribuiți video să meargă mai departe, să se oprească odată, pentru că acesta nu este un mod în care noi trebuie să trăim. Trebuie să facem, să aducem schimbarea cumva. Dacă noi nu suntem responsabili să ne creăm o lume mai bună, cine este? Că văd că altcineva nu o face. Deci noi trebuie să fim implicați 100%. Vă mulțumesc că ați stat pe video meu. Poate, din nou, destul de lung, dar zic eu foarte interesant. Activați-vă și notificarea pentru următorul video. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare.